Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele lună Venus ascendent în nodul nord în pești. Etalare pentru octombrie 2021. Dragii mei, deja au venit niște oracole ca și mesaj special, ca și sfat. Acum că aceste sfaturi, aceste idei, aceste lucruri despre care vom vorbi imediat se vor arăta și în etalare, vom trăi și vom vedea, poate nu, poate da. Oricum sunt niște chestiuni pe care la care trebuie să meditați apropo de yoga, măcar atât, de care trebuie să vă vindecați. În primul și în primul rând a apărut familia. Pentru unii, familia bună sau rea, nu toate familiile sunt bune. Este subiect de meditație, este subiect de vindecare. Trebuie să vă vindecați de ceva din familie, de un personaj din familie, de o situație grea care atârnă pe umerii voștri. Familia, pentru unii dintre voi peștișorii mei, vă apasă. Și știu ce zic. Sunt niște ape tulburi peste care trebuie să treceți cu răbdare. Poate cu o altă familie, printr-o altă familie. Trebuie să vorbiți despre. Trebuie să vorbiți despre lucrurile astea cu cineva eventual ca să vă regăsiți libertatea. Dar alt mesaj vine. Aveți încredere că o călătorie vă va vindeca. Eventual vine cineva, aveți încredere că cineva va călători înspre voi și vă va elibera într-un fel sau altul. Adică se va crea ceva sau se va vindeca o rană. Acest speaker, acest orator, nevoia de a comunica în public despre ceva, probabil pentru unii pești este foarte important. Poate trebuie să vorbiți despre experiențele prin care ați trecut și care vă ajută să vă găsiți, să te vă găsiți adevărata încredere în Dumnezeu, adevărata libertate de gândire și de acțiune, să vă găsiți vindecarea profundă, nu de suprafață, într-o chestiune care ține. Sau are ca subiect principal, ia uite, încearcă să se retragă, nu? Să se ascundă într-o chestiune care are ca subiect principal familia. În continuare, expresivitatea, creativitatea voastră vă ajută să vă conduceți viața într-un mod special. Sunteți conducătorii vieții pe care o creați aici. Interesant că s-a împărțit setul de cărți în două. Și prin ceea ce creați, prin ceea ce gândiți și simțiți altfel, da? Decât subiectul de care trebuie să vă vindecați, prin ceea ce faceți acum, repet, puteți să vă creați o poziție de conducător, sau mai bine zis, conducătorul vieții voastre, de o altă viață, repet, poate să fie și o altă familie. Să fie familia voastră sufletească, spirituală. Pentru unii dintre voi. Aveți susținere din partea, interesant, iar revine artistul, aveți susținere din partea îngerilor în ceea ce aveți de făcut. O să pun deoparte aceste cărți. Dacă vor să se arate mesajele în timpul etalare, bine. Dacă nu le păstrăm ca și mesaj special, cum am cerut un sfat, un mesaj special, ar putea să fie chiar energia generală, dar aș prefera, totuși, odată transmis mesajul să trecem. Eu de tot vrea să se ascundă acest subiect. Sunt niște secrete care vor ieși la suprafață, da? Dar de care cineva tot încearcă să fugă sau încearcă să le ascundă în continuare. În timp ce am amestecat, a vrut să se arate 7 de bâte. Trebuie să puneți granițe personale, chiar în familie, granițe personale să vă păstrați teritoriul și nu vorbesc despre moșteniri, deși poate să fie și o chestiune de care ține de pământ, de moștenire, ci în primul rând terenul pe care stați, acela în care se manifestă energia voastră, în care voi puteți să schimbați energiile prin forța voastră creativă. Deci țineți-vă granițele personale, luptați ca să ieșiți, că ce de fapt înseamnă schimbare, să ieșiți dintr-o situație foarte, foarte tristă.
Următoarea carte a fost spânzurată. Aveți o nouă viziune eventual despre cineva, despre un doliu al vostru, al altei persoane, despre doliu în general. Și cu acest spânzurat care e o carte foarte profundă, deși este destul de greu de înțeles. Sacrificiile pe care le-ați făcut față de cineva, față de familie, că tot apare familia ca un subiect special, v-au învățat să vă luptați, să fiți puternici și să construiți aceste granițe foarte necesare. Altfel, rămâneți într-o zonă negativă de care e bine, cum am zis mai devreme, să vă eliberați. Cinci înseamnă schimbare. Și în primul rând, schimbarea apare prin schimbarea de perspectivă, da? Schimbarea de emoție și de atitudine apare prin schimbarea de perspectivă și prin credință. Înțelegeți că sacrificiile care le-ați făcut au fost nu pentru X, nu pentru Y, nu pentru un concept în sine, ci pentru această iluminare. Mulțumesc, Divinitate, pentru... Da? Sacrificiile pe care le facem, nu le facem pentru X, Y, avem noi impresia că avem niște motivații pământene. Nu, sacrificiile care au fost făcute, vai și ce fioră, pentru creșterea noastră spirituală. La capătul setului de cărți, iar spiritualitate, da? Marea preoteasă, 6 de bâte, 8 de cupe, 10 de bâte, lumea, eventual, după lumea, ce mai e? 10 de monede, iar familia, magicianul. Pentru unii, poate, ați discutat, aveți de-a face cu un cineva, da? Cu cineva care are o familie, da? Acum că e distanță între voi și această distanță vă apasă sau că vă apasă familia lor, pentru că 10 de bâte pentru mine înseamnă și familia apăsătoare, variază, dar deși poate să fie și una și alta. Ideea este că încercați să vă detașați de aceste lucruri care nu sunt tocmai plăcute și detașându-vă emoțional și curățându-vă emoțional, pentru că aveți această de sau în paralel apare și schimbarea de perspectivă, da? Oarecum 5 seamănă cu 8, da? Manifestați o victorie. În primul și în primul rând manifestați creșterea voastră spirituală, dar mai manifestați ceva. Atrageți oameni, altfel de oameni, oameni victorioși, optimiști, învingători, puternici, ca și voi, și zic ca și voi pentru că să te eliberezi de aceste greutăți nu e ușor. Dar dacă reușiți să o faceți, veți atrage perechea voastră, veți atrage succes, va veni succesul, abundența pe care o meritați, inclusiv creșterea spirituală. Pentru alții, această familie se reprezinte chiar familia voastră, în care aveți un manipulator în preajmă, pentru unii, că tot am văzut, e o chestiune, e un chelcășuz acolo care nu e tot mai grozav, da? Și vreți să începeți o nouă lume. Să vă asumați responsabilitatea vieții voastre. Să vă eliberați de acea apăsare, de acea familie, de acel mediu. Poate să fie și job, dar totuși cred că e o familie pentru unii. Da? Și asumându-vă eliberările, ok? Asumându-vă responsabilitățile, veți merge către succes și către, da, eventual acest succes sau ce veți construi va fi o perioadă în secret. Poate nici voi nu știți exact cum se vor desfășura lucrurile, pentru că este totuși un secret de Marea Preoteasă. Dar aveți încredere, cum am văzut mai devreme? Eliberați-vă. Pregătiți-vă pentru noua lume în care, da, trebuie să vă manifestați. Hai să vedem ce alte mesaje vin. O să amestec cărțile. Le pun așa, le răsfoiesc, le strecor, de fapt. Le strecor. Mulți oameni judecă pești într-un mod foarte nepotrivit. Dar, bine, și nu doar peștii. În general, oamenii au tendința să judece și când au tendința să judece, judecă greșit. Ia ce am văzut, un as de cupe, vai, ce frumos, și balanță, nu neapărat dreptate. Cineva vine, interesant, da, visează la voi, are o pasiune pentru voi și vrea să vină să vă ofere dragoste. Interesant. Vindecare, susținere emoțională.
Dacă e personajul acela căsătorit, probabil că trebuie să facă niște manevre ca să poată să manifeste ceva nou cu voi. Dar poate nu-i vorba, pentru că justiția pentru mine înseamnă și contract, contract, familie și așa mai departe. Dar, iau-te, magicianul. Da, trebuie să manifestați ceva nou. Peștișor, soare, lună, venus, ascendent. Nu adunat în peștișor. Octombrie 2021. Hai să vedem ce alte cărți mai apar. Central, 3 de bâte, l-am văzut, nu? L-ați observat și voi? Revine. Așteptați pe cineva de la drum. Cineva vă așteaptă sau așteaptă să vină înspre voi. Oricum, prin ce ați trecut, rămâneți cu speranța și este minunat, pentru că aceasta este o carte foarte optimistă. Că vine cineva, că nu vine, că vă gândiți la cineva de peste o apă, da? O apă. Că e ocean, că e râu, variază. Deși, în general, pentru oceane există altă carte, lumea, pe care am văzut-o. Poate să fie pentru unii, dar trecând peste asta, doar despre voi vorbind, trei de bâte înseamnă că încă aveți credință. Că vor veni și vremuri bune pentru voi, că puteți să călătoriți, am văzut călătoria și libertatea mai devreme, da? Că puteți să vă duceți într-un loc să vă găsiți libertatea. Eventual faceți planuri. Magicianul ar fi provocarea, cum să manifestați, nu doar planurile, ci și manifestarea. Acum, pentru alții iar, schimb mesajul sau adaug neapărat îl schimb, aveți trei, aveți magician, o chestiune de comunicare, iar de distanță de călătorie, toate țin de zodia gemenilor. Poate că aici este un chelcușoz. Cineva cu planete în gemeni provoacă, ori vă pune în așteptare, ori voi pe ei. E o așteptare totuși, o speranță. Nu e așteptare în gen șapte de monede, e o așteptare în speranță, în planuri, în încredere că se va manifesta ceva, un început. La bază aveți regele de monede. Iar căsătoria cuiva, pentru mine regele de monede e un personaj responsabil, tradițional. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ sau nu e obligatoriu să fie taur, dar pentru unii poate să fie. Este că e un personaj stabil, stabil financiar, tradițional, destul de calm, da? Calm, pământean, cald în varianta sa bună. Dar vom vedea la clarificări ce ar putea să însemne. Poate să fie o poziție a voastră, poate să fie poziția altuia. În ultima vreme, 6 de cupe, trecutul apropiat. Întâlnirea cu un suflet pereche, un suflet care, ori pe care îi simțiți voi, că în general peștii sunt empatici, ori vă simt ei pe voi sau și unul și altul vă simțiți. Există o cupă, asul de cupe pe care l-am văzut. Trebuie să se manifeste asul de cupe. Eventual să se manifeste și în realitate, că asul de cupe s-a manifestat deja, este în manifestare, cu alte cuvinte, simțiți, pentru că simțiți, el este în manifestare, înțelegeți? Este în prezent, chiar dacă e cartea unui trecut. Este în prezent, doar că ce trebuie în prezent să se manifeste în continuare și în viitor, practicalitatea acestor emoții, ce faceți cu ele. Interesant, ați văzut mai devreme 5. Aici sunt 5 cupe, trebuie să lăsați în urmă ceva, trebuie să treceți peste un doliu sau să pierdeți ceva, să lăsați să se ducă, un trecut, ca să se poată manifesta acest suflet pereche. Chiar zic ca să se poată manifesta, pentru că am senzația că această poveste încă nu e încheiată. 6 de cupe. Poate să fie un suflet din copilărie, din tinerețe, dar adesea dintr-o altă viață. Vă simțiți ca acasă împreună, vă simțiți gândurile, emoțiile și vă completați, chiar dacă sunteți diferiți. În viitor, 8 de spade. Am senzația că nu e al vostru. În prezent, regina de bâte. Am văzut și regele, dar regina de bâte. Cineva cu marcaj puternic în semn de foc. În mod special, leu. Vedem ce ar putea să adauge clarificările, dar deocamdată vorbim doar despre carte ca și energie. În prezent, trebuie să aveți încredere că se poate manifesta această speranță. Că pentru unii această speranță să aibă legătură cu întâlnirea aceasta, variază posibil.
Dar, în primul rând, speranța aceasta din centru, din sufletul vostru, se va manifesta exprimând încredere, creativitate, cum am zis mai devreme, creativitate, leadership, da? Capacitatea de a vă conduce viața, de a fi întreprinzător și de a... Văzut și 6 de bâte, de a fi victorios, de a fi cuceritor, regina de bâte cuceritoare, bine, într-un fel așa mai seducător, dar că e o persoană, că e energia voastră, eu aș prefera să, așa prefer să cred că e energia voastră, plină de încredere, că veți manifesta. Sfatul, roata norocului, aici este, schimbați ceva, plecați, mișcați-vă, e o roată, da? Roata înseamnă mișcare, ieșiți din ceva. Eventual ieșiți din acel întuneric pe care l-am văzut, 5 de cupe, spânzuratul, și manifestați încredere în creativitatea voastră, în darurile voastre, în harurile, în nurii, apropo de seducție, în senzualitatea voastră, în tot ce aveți energie, că sunt bătă în energia voastră, aveți încredere. Folosiți-le ca să se manifeste această schimbare de energie. Cu 10 este roata norocului, este energia din această perioadă, din octombrie. Se confirmă că vorbim, cărțile confirmă că vorbim despre energie în această perioadă. Pentru unii, în prezent, poate aș vrea să cred că etalarea aceasta de tarot, pentru că roata norocului înseamnă și tarot și astrologie, vă ajută și pe voi și pe mine, ne ajutăm unii pe ceilalți. Evident că mai înseamnă ceva, roata norocului înseamnă și o întâlnire de destin. Veți simți, dacă nu știți exact despre cine e vorba, veți simți la momentul respectiv. Exterior, 6 de spade. Iar călătoria cuiva. Călătoria cuiva, distanța dintre voi și cineva. Cineva trebuie să lase. Am senzația ca și voi, niște ape tulburi ca să mergeți în această zonă senină a manifestării și a creativității. De ce vă este teamă de familie? Interesant. De familie. Pentru unii, dragii mei peștișori, familia este o apăsare pentru voi. Și din cauza că e familia din care veniți, tradiția, genealogia voastră, din cauza aceasta, vă este teamă că nu veți avea o familie, pentru că vă influențează povestea neamului din care veniți. Și știu ce zic. Știu ce zic. Poate să fie și dacă cineva căsătorit, vă este teamă că sunt căsătorit și chiar dacă între voi e ceva profund, vă gândiți, mă, totuși, aia sunt căsătoriți, eu nu sunt, ce facem? Că n-aș vrea? Dar asta e timpul divin, întâlnirea aceasta de destin nu mai contează. Ei de unde vin, voi de unde veniți. Important e ca voi să manifestați ceva deosebit. Ce vă doriți? Păi, uite, asul de monede, un nou început. Acum, că poate să fie un job, poate să fie un loc, o nouă locație, că tot am zis că vreți să vă... Poate vreți să vă mutați, să plecați. Înseamnă foarte multe. Vreți un om stabil, vreți un loc stabil, da? Un teren al vostru, un spațiu al vostru în care să stați în siguranță. Eventual vă doriți un ajutor financiar din partea cuiva, eventual, variază. Vă doriți ca cineva să exprime ce însemnați voi pentru ei. Aveți nevoie, unii dintre voi s-au auzit că însemnați ceva special pentru ei, că aveți o valoare specială. Vă doriți ca cineva să se implice, să construiască ceva special, mai ales dacă vă e teamă, că ați văzut multe familii, inclusiv familia voastră. Și am zis, unora vă este teamă că nu veți avea familia voastră. Și vă doriți un om care să se implice, să creați împreună, prin forța voastră creativă, în mândurora, nu doar a voastră, să creați împreună ce încă mai sperați. Ce reușiți să faceți, să comunicați, să mergeți mai departe. În primul rând, valetul de bâte în acest context îl văd ca pe o idee. O idee deosebită, o energie, apropo de regina de bâtă, o energie și dorința de a alege. Și veți alege să mergeți către destinul vostru, faetonul merge către stea, către destinul său. Veți alege. Poate
Există un personaj mai tânăr care vă susține în această alegere. Poate cineva vine. Apropo de faeton, că tot am văzut de 3 de bâte și 6 de spade. Dacă așteptați pe cineva, acest personaj va veni și simte multă atracție față de voi. Posibil să fie mai tânăr decât voi, dacă e valetul de bâte și voi să fiți regina, posibil să fie mai tânăr decât voi. Sau chiar dacă nu e mai tânăr, să aibă o atitudine, apropo de ce am zis mai devreme, energie, sexualitate, o atitudine un pic mai imatură, dar cu ajutorul vostru și cu răbdare, se poate maturiza. Posibil acest personaj să vină. Dar trecând peste aceste posibilități, că am zis, am văzut travel, da? Travel. Mai devreme, cineva vine, aveți încredere că va veni personajul. Și voi aveți un drum de făcut, un drum măcar prin, nu știu, energetic sau prin toate acțiunile creative pe care le manifestați, acela să fie drumul către destinul vostru. Spânzuratul, aveți o nouă perspectivă despre destinul vostru, știți că a trebuit să așteptați, știți că a trebuit să așteptați, că unor mai trebuie să așteptați, dar aveți înțelepciune, aveți viziune, așa simt cu regina de spade. Iar cine vine, o să primiți, o să auziți niște vești. E un personaj care vrea să construiască ceva cu voi. Și să lase în urmă ceva. Da. Vrea să lase în urmă eventual o atitudine rece, distantă, logică și să exprime creativitate, pasiune. Poate pentru unii aveți doi bărbați, că unele doamne aveți doi bărbați care vor veni în viața voastră. Dar. Da, sunt multe lucruri. Viața e complicată, vom trăi și vom vedea. Dar în principiu, concentrați-le pe acele mesaje care sunt speciale. Și în ce sunt speciale, care exprimă ce aveți voi de făcut pe cont propriu, nu doar în relație cu cineva. Totuși în viitor există o obsesie mentală negativă a cuiva. Repet, sper că nu sunteți voi aici. N-aș vrea să fiți la capătul setului de cărți, iar tradițiile, religia, căsătoria cuiva. Și o supărare în legătură cu această tradiție, cu această familie, cu căsătoria, cu religia, cu fanatismul, eventual. E o supărare. Dacă vreți să fie o supărare pe cineva cu marcaj în semnul taului, e treaba voastră. Eu personal nu sunt supărată pe nimeni cu marcaj în semnul taului, dar Marele Preot înseamnă mult mai mult. Și totuși, vă și Taur, vă și Gemeni, vă și semne de apă. Ideea este că există multe emoții între voi și cineva, cineva cu marcaj în zodia Gemenilor, că am văzut și magicianul și îndrăgostiții. Dacă acest personaj a simțit, dar nu a arătat și din cauza asta v-a creat o supărare, posibil, cu cele trei cărți care reprezintă dinamică, mișcare, să vină în viața voastră să vă ofere această cupă. Și nu este totuși orice fel de cupă, se pare că e o cupă specială, simt și ei că e o legătură spirituală între voi doi. Profundă, nu doar atracție, deși spiritualitate și emoție. Ar fi frumos. Ar fi frumos să se manifeste. În ce sens ar fi frumos de manifestat, se va manifesta, dar poate nu în viețile tuturor. Ar fi frumos să se manifeste în viețile cât mai multor oameni această poveste, în sensul că avem nevoie de oameni cu care să fim în legături profunde, emoționale, fizice, spirituale. Da? În sensul acesta vorbesc. Acum, dragii mei, peștișori. O să clarific cu ce să încep, cu regele de monede, o dată, de două ori, de trei ori, de trei ori, Marea Preoteasă. Acest personaj ar trebui să-l știți, poate că sunt mai mulți, dar, eu știu, vorbesc despre un personaj. Ține secret. Acest personaj, regele de monede,
Are o poziție foarte bună, poate că ține secret niște bani. O poziție financiară. Ce ține secret? O familie? Nu știu. Hai să mai vedem. Ce ține secret acest personaj? O dată. De două ori. De trei ori. Ah, steaua. Speranța. Încrederea. Că sunteți destinul lor, steaua și marea preoteasă și regele de monede. Pentru unii steaua, mesajul sună foarte frumos și mi-aș dori, repet, să fie valabil pentru cât mai mulți. Dar steaua, uneori, în acest context, poate să fie și un secret al acestui personaj din cauza unei distanțe. Steaua înseamnă distanță mare, da? E oarecum asemănător cu lumea. E o distanță mare între voi din cauza distanței. Să nu îi puteți să-i cunoaște suficient de bine. Și e normal. Nu mu se cămint, pur și simplu, nu îi vedeți clar, pentru că nu sunt zi de zi lângă voi. Acum, alt mesaj am simțit acum. Pentru unele doamne, deși evident că poate să fie și energie, că sunt două femei, nu doar bărbat, pentru unii peștișori, bărbați femei, spuneam că am primit un alt mesaj. Ar putea aceste cărți să reprezinte un personaj despre care voi nu știți foarte multe. E un personaj, un soi de stea de cinema, vedetă, un personaj care lucrează în public, atrage, poate să fie și vindecător, oricine. Deci, deși nu e obligatoriu steaua să fie vindecător, văd marcaj în vărsător, în pești, trac, scorpion, taur. Dar ce vreau să zic, s-ar putea să nu știți voi că au o avere, s-ar putea să nu știți voi de poziția lor socială, profesională atât de bine. Oricum, sunt niște lucruri care nu se înțeleg în primul și în primul rând din cauza distanței, din cauza unor tradiții care trebuie ținute a unei familii, a unei genealogii, a unor bani care trebuie ținute în siguranță. Personajul acesta, de la baza acestei cruci, oarecum va influența viața sau povestea într-un fel sau altul sau urmează sau, eu știu, vom trăi și vom vedea. Iar, pentru unii, poate să fie o persoană publică. Dar a fost o separare între voi? Ia, deci a fost și dragoste. Da? Ia uite, male preot iar apare, da? Dragoste între voi a fost. Male preot, o separare și 5 de monede. 5 de monede care, în general, pentru mine reprezintă probleme în cuplu, tăceri, acea, cum se zice în engleză, ghosting, tendința unora de a ne lăsa cu ochii în ceață, da? Clarificăm 6 de cupe în trecutul, 6 de cupe, 10 de bâte. 10 de bâte. O întâlnire păsătoare în ce sens? Un suflet pereche foarte intensă. 6 de cupe, 10 de bâte. Foarte intensă. Posibil că apare regele de bâte, nu l-am locuit, de-aia apare jokerul. Este exact același despre care vorbesc. Acest personaj are multe emoții, dar, repet, nu arată tot ce simte, deși simte că sunteți predestinați într-un fel sau altul. Este steaua. Într-un fel sau altul, și când zic predestinați, dragii mei, nu mă refer că o să stați unul lângă altul până la final. Destinul înseamnă ceva. Că aveți o misiune, că aveți de rezolvat, de crescut împreună, ceva. Da? Înseamnă un subiect. Nu pot acum să explic tot, pentru că sunt într-o etalare. Dar, când vă o să vorbesc despre lucrurile astea, în ultima vreme apasă această întâlnire cu un suflet pereche. Poate să fie o altă întâlnire intensă și să fiți între două întâlniri, pentru că aveți de ales între două personaje, totuși faetonul alege în ce direcție merge. Dar pentru unii simt, cu aceste emoții și regele de monede, să fie vorba exact de același personaj. Căsătorit sau într-o formulă tradițională, influența de familie, de bani, de poziția socială, profesională. Vedeți unde vă găsiți acest personaj în viață, că există în viața multor peștișori. 3 de bâte central. O dată pentru peștișori. De 2 ori. De 3 ori. Mai Lilith. Sau diavolul. Aici este. Vă gândiți obsedant,
eventual acest personaj, dacă nu este lângă voi și ei se gândesc și simțiți, mai ales dacă e legătura telepatică despre care am vorbit, da? 6 de cupe, și ei se gândesc, v-am zis, vă apasă, simțiți, vă arde oarecum. Vă și arde, vă și încarcă, e o obsesie. Acum, dacă ei sunt la un drum, posibil să fie la un drum și într-o legătură karmică. Și aici apar greutățile. Spânzuratul pe care l-am văzut mai devreme, greutățile. Da? Blocajele, 9 de monede. De bâte. Și faetonul. Faetonul care se va manifesta, adică se vor debloca lucrurile până la urmă. Și ce am văzut, magicia, nu l-am mai văzut, da? Da, asul de monede. Trebuie să se înceapă ceva, trebuie să manifestați magicianul, ceva nou. Poate acest geamăn vrea să manifeste ceva nou, dar deocamdată are niște blocaje în această cale. În calea sa are de rezolvat o problemă. Și posibil, pentru că e 3 și 3, Mercur pentru mine reprezintă numărul 3, da, am zis 3 și 3, posibil dacă este geamăn să aibă o legătură karmică. Sau niște adicții, sau niște chestii, da? Niște friși, ceva de rezolvat până să vină, pentru că nu vă doriți să vină cu acest Lilith sau cu acest diavol după ei, da? Că este umbra lor, că e umbra altuia, energia altuia, nu vreți să vină în viața voastră, așa. Acum, dacă este obsesia voastră, dragii mei, trebuie să o vindecați, pentru că văd totuși o obsesie și în viitor. Nu e bine să stăm în această energie, da? Că e Capricorn, mie indiferent, am dat, așa mai dau zodii din când în când, deși nu-mi place, pentru că o zodie, o carte, nu reprezintă o zodie, reprezintă o planetă. Sau două, sau trei. Nu neapărat soarele cuiva. Clarifică magicianul o dată. De două ori, de trei ori. Eu vă citesc cărțile, voi vă creați scenariul. Prințesa de spade. Da, iar dorința de a comunica, aici este provocarea. Pentru că nu, exact cărțile pe care le-am văzut mai devreme, din cauza separării, nu s-a comunicat. Ori poate îi reprezintă pe ei, doritor să comunice și să inițieze ceva. Mai dăm o carte pe acest diavol o dată, de două ori, de trei ori. Uf, vulnerabilitate. Aici. Vulnerabilitate. Această adicție pentru acest personaj, voi știți despre cine vorbesc, această adicție, această obsesie pentru ei vă creează o vulnerabilitate pe care poate nu vă doriți. Pentru că unii dintre voi conștientizați că e o chestie toxică și nu vă doriți, da? Da, sunteți vulnerabili. Pe de altă parte, voi dacă sunteți empatici, le simțiți vulnerabilitatea, le simțiți problemele, pentru că Lilith, diavolul, este o carte negativă în principiu, da, arată frici, le simțiți fricile, îi vedeți așa cum sunt, că poate ei, da, nu poate cu siguranță, vor să arate că sunt în regi, da, regi de monede sau de altfel de regi, de spade, de bâte, de ciorfi ei, vor să arate că sunt încrezători, de fapt, voi vedeți prin ei. Și chiar dacă vedeți, aveți speranța că lucrurile se vor schimba în bine, posibil. Da, iar trei de bâte. Exact ce este central, trei de bâte și moartea. Sperați că se va schimba o tăcere, o atitudine. Ia uite, sufletele voastre pereche. Sperați încă. Clarificăm regina de bâte. În prezent și viitor apropiat odată. De două ori. De trei ori.
8 de bâte. Cineva vrea să comunice cu voi. O persoană foarte seducătoare. Vrea să lase, nu iau, temperatul și 10 de spade. Vrea să-l lase în urmă, o atitudine rigidă. Niște probleme. Vrea să vină, să călătorească. Iar a patra carte care vorbește despre călătorie. Ba chiar mai mult. A cincea. Dacă iau și peste a în calcul. Pentru că steaua reprezintă distanța unori. Cineva, iar posibil acest personaj, pentru că regina de bâte e strălucitoare, e interesant, atrage publicul, posibil acest personaj despre care am vorbit în trecut, da? Vedeți cărțile? Ia uitați, regele de monede, marea preoteasă, da? Și steaua. Posibil acest personaj să vrea să vină spre voi, să comunice măcar, să vă recucerească, să vă atragă, pentru că văd comunicare și aici provocarea. Poate că ei se simt vulnerabili pentru că simt atâta, sunt obsedați de voi. E posibil și așa ceva. Mai dăm o carte pe acest 8 de bâte o dată. De 2. De 3 ori. 9 de cupe. Aici. Se simt, sunt speranța lor. Se simt fericiți în preajma voastră. Acum, vorbind doar despre voi, aveți încredere. Că veți merge, că veți ieși din situațiile toxice, 10 de bâte, să zic eu, apăsare, Lilith iar e o apăsare. Poate aveți oameni care vă manipulează în preajma voastră, iar o problemă, da? Aveți încredere că veți merge 8 către 9, da? 8 merge către evoluție spirituală, 9 către dragoste față de voi înșivă, da? Aveți încredere și în energia voastră. Și aveți încredere că lucrurile se vor schimba, pentru că aici e sfatul, e roata norocului. În octombrie lucrurile se vor schimba în viața voastră și vor aduce reciprocitate. Da, uite, visați, eventual cineva își face griji. Își face griji care are multă pasiune față de voi. Și emoții, și pasiune, și uite, și foc, și apă, da? Și foc, și apă. Și face griji că nu știe cum să treacă de niște blocaje. Și până trece, visează. Până trece, visează. La voi. Noaptea 9 de spade, știți că înseamnă e o energie nocturnă. Că vă vor arăta. E o împărtășire la 6 de bâte. Ceea ce simt. Clarificăm roata norocului odată. De 2. Simt acum ce simt. Schimb locul, schimb norocul, da? Apropo de schimbare, pentru că roata reprezintă mișcare și schimbare. Schimbați locul, schimbați norocul pentru unii dintre voi. 9 de monede, da? Mergeți către independența voastră. Dar, interesant a venit totuși. Am las mesajul cum a venit, pentru că mai am altul. 9 de monede a venit invers și atunci... Și atunci. De ce a venit invers 9 de monede? Ascultați-vă vocea interioară în legătură cu această întâlnire de destin. Ia uite, invocare. De la distanță, încercați justiția pentru unii, balanță. Semn de pământ. Poate ieși și una și alta. Cineva vrea să muncească în legătură cu voi, pentru că 9 invers înseamnă 8. Vrea să se implice în legătura cu voi. Acum 9 de monede invers ar putea să însemne și 10 de monede. Ar putea să fie încă căsătoriți. Deocamdată să mai fie căsătoriți. Mai dăm o carte pentru acest sfat. O dată. De 2 ori. Oricum, voi mergeți spre independența voastră de 3 ori. Haide! A, da, a venit bine totuși. Cineva vrea să fie sincer despre faptul că încă nu este independent, dar își dorește să fie independent. Da? Că putea să apară altă carte. 7 de spade a venit invers. Trebuie să aveți răbdare și compasiune cu prințesa de cupe.
trebuie să vindecați. Dacă cineva v-a mințit sau n-ați înțeles prea bine care e statutul lor liberi sau căsătoriți, posibil vor să vină și să spună adevărul. Ok, și ce ar mai spune afară de asta? Hai că vrem totuși mai multe cuvinte, nu doar astea. Adică vrem o discuție complexă. Încă o dată, te rog frumos, încă o dată. Puterea. Ia uite, roata norocului, tot aceeași roata norocului, da? Vocea și regele de spade și magnetismul. Și energia. Deci acest personaj care pare rece, pare rațional, dar vă simte energia și vă simte, simte multă atracție, cum am zis mai devreme, da, la Regina de Bătăi, simte multă atracție față de voi. Acest personaj încearcă să aibă o viziune. Are, de nu că încearcă, chiar are. Am văzut 7 de cupe, mi-aduc aminte, dați în urmă. Are o viziune cu voi. Și această viziune îi ajută să schimbe situația și în viața voastră și în relație cu voi doi, în roata norocului de 2 ori. Le dă putere. Le dă putere să vină, să exprime adevărul. Da, nu sunt liber acum, încă mai am de dat niște lupte. E puterea. Încă mai am nici de dat niște lupte. Dar e o încredere totuși. Ce ar mai fi? Alt mesaj ar fi. Am zis, schimbați norocul, schimbați locul. 7 de spade invers. Vă eliberați și voi de niște minciuni în care ați stat. În ce sens? V-ați păcălit singur stând într-o situație care nu v-a acordat independență. Poate a stat cu familia prea mult, dragii mei peștișori. Știu pești care stau prea mult, au stat, încă mai stau cu familia. Și aici este. Schimbați locul, schimbați norocul și energia. Veți fi puternici. Decât să vă luptați cu cei din jurul vostru, mai bine creșteți în putere într-un alt loc, într-un alt spațiu, într-o altă energie. Da? Ca tot am văzut energia. Aveți viziune, dragii mei peștișori. Fiți un pic raționali în felul în care vreți să manifestați lucrurile. Și cum atrageți. Ce fel de energie? Dacă stați în preajma unor energii negative, apropo de Tai Chi, veți atrage oameni negativi. De-aia zic, trebuie să schimbați locul unii dintre voi. Exterior. 6 de spade odată. De 2 ori. De 3 ori. În principiu, cărțile sunt faine. Dar mai spune și mesaje. Așa simt, mă simt ghidată să spun și altfel de lucruri. Prințesa de monede. Cineva vrea să vină să vă invite la o întâlnire. Ia uite, eu tăcere deocamdată. Lucrurile scârție ori în cuplul lor, ori între voi doi. Caut ochelarii. Unde sunt ochelarii mei? Vrea să vă invite la o întâlnire. Să vă ofere un dar. Eventual vă studiază de la distanță. Exact ce am mai văzut mai devreme, distanța asta, turnul. Dar și marele preot. E o căsătorie pentru unii sau niște probleme care țin de bani, de tradiții și totuși, sunt îndrăgostiții și soarele. Dragoste, de dragoste este multă. Mai dăm o carte pentru exterior. O dată, de 2 ori și de 3 ori. Flowing. Un soi de spânzuratul pe care l-am văzut mai devreme. Trebuie să facă niște sacrificii ca să vină spre voi, dar le vor face. De ce? Pentru că simt că doar în preajma voastră acești oameni se topesc. Am văzut mai devreme regele de spade, da? În contextul ăsta. Dați în urmă, da? Doar în preajma voastră acel rege de spade, acel personaj, și nu zic zodia, musai. Oricine poate să fie rege de spade. Personaj care nu-și arată emoțiile. Doar în preajma voastră acest personaj simte. Se transformă din gheață în apă. Vocea. Vocea voastră, ia uite, justiția. Da? Dacă până acum această persoană, justiția, sau ce-o fi, sau regele de pământ, cine or fi ei, au fost mai pământeni, vedeți, e un izvor. Voi declanșați acest izvor de emoții
în mintea și în sufletul lor, vocea voastră, și nu neapărat vocea, comunicare, interesant, vocea apare aici și aveți și magicianul și regina de spade, comunicarea cu voi, voi vedeți prin ei, am zis, se simt vulnerabil în preajma voastră. Dar aveți înțelegere față de ei. Oh, ce poveste interesantă. 10 de monede, poziția fricilor, doar una vreau, o dată, de două ori, de trei ori, tot de cupe. Aici este. Detașați-vă de familia aceea negativă, de o familie, de cineva din familie, de un job negativ, sau de o familie, sau de o tradiție, sau de o construcție financiară, materială, care nu vă este, nu vă susține. Detașați-vă. Vă este teamă că nu vă puteți detașa? Nu, vă veți detașa, chiar dacă e mai greuț. Vedeți aici cărțile? Roata norocului și acestea? Ați văzut? Ca să vi le arăt. Poziția sfatului. Aveți puterea să vă schimbați energia, chiar dacă vă este oarecum teamă. Poate vă este teamă că nu se vor detașa ei de familia lor. Posibil și asta. Dar e doar o teamă. Clarificăm asul de monede. Odată, poziția dorințelor pentru pește și ruptori. Da, merg mai încet. Da, curătare. Ia uite, 6 de bâte. Ce frumos! Am văzut marea preoteasă și 6 de bâte la început, dați în urmă. Mai, face schimbarea, schimbarea, că asta înseamnă, roata norocului înseamnă schimbare, face schimbarea necesară, ieșiți, fiți sinceri cu voi, ieșiți din locul în care nu sunteți liberi, nu sunteți independenți, munciți eventual pentru alții, nu pentru voi, aveți puterea să vă recăpătați libertatea, victoria, începutul acesta nou, aveți această putere decât să o pierdeți în bătălii cu persoane care nu merită... Nu merită deranjul. Deci în viitor, nu că vă dori, nu în viitor, ce vă doriți victorie, da. Veți avea și victorie. Da, de zero, să luați de la zero, unii dintre voi. Sunteți pe faza de planuri, 2-2, 2 de spate, 2 de pute, faza de planuri. Este frumos ce fac. Ați trăit unii într-o iluzie și iluzia aceasta v-a adus suferință, 10 de cupe și 10 de spade. Clarificăm 8 de spade în victor. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Ia să vedem. Da, 3 de monede. Cineva în viitor va fi obsedat să construiască ceva cu voi. E obsesia cuiva de a construi ceva cu voi, de a crește. De a crește împreună. Probabil că regele de spade, pentru unii, ia uite, pentru că simte, repet, această energie și magnetism și 6 de cupe pe care l-am văzut dați în urmă, e chiar aici la trecutul apropiat, 6 de cupe, întâlnirea aceasta de destin. Da? Acest personaj va vrea, va fi obsedat, va căuta soluții tot timpul, cum să construiască cu voi. Chiar dacă o să-i fie greu să le găsească, le va găsi, pentru că e rege de spade, domnilor și doamnelor. Adică este unul dintre cele, adică cele mai istețe și, da, măi, chiar genial. Hai să zicem că uneori este și genial, nu? Acest personaj. Ce reușiți să faceți voi? Eventual, o relație cu cineva nu contează, dar ce reușiți? Ia, valetul de băte, o dată, de două ori, de trei ori. Ești și orii mei, să o luați de la zero, felicitări, dați mâna cu mine, hai, să o luați de la zero, bravo. Dacă vine cineva să ia de la zero cu voi, îți spune și asta, da? 10 de cupe. Cineva speră. Ia uite. Da. Trebuie să lăsați iluziile care v-au dezamăgit în urmă. Ia uite, remitul. Asta a fost călătoria voastră spirituală. Acele iluzii și acele dezamăgiri. 10-10. Iar 10 ține de octombrie. Poate că e și parte din povestea lor, dar și parte, nu vă supărați, și parte din povestea voastră. Pentru că peștii au tendința aceasta, că sunt neptunieni. Să zică, da, mă sacrific pentru patrie, bine, depinde.
Da? Uneori e frumos să te sacrifici pentru patrie, pentru familie, că e 10, da? Pentru eu știu ce. E un ideal. O iluzie, mai bine zis. Nu e ideal. Idealul e frumos, iluzia e negativă. Faetonul, te rog frumos, o dată. De două ori. De trei ori. Eremitul. E interesant. Călătorii, amândoi călătoresc. Vreți să concepeți ceva nou. Să vă creați, că asta înseamnă concepere. Să vă creați viața. Faetonul și eremitul. Alegeți creșterea spirituală, chiar dacă e mai grea. Alegeți să vă însingurați, adică să plecați de lângă cineva. Mai dăm o carte odată și poate să aibă legătură cu cei care își caută un nou loc. Faeton extraordinar, de două ori faeton, înseamnă victorie, măi, că tot aveți victorie. Toate cele trei cărți merg către stea asta, este aici la bază. Acum, trecând la asta. Da, mersi de inspirație. Revenim la baza acestei cruci, se termină bateria. Această stea s-ar putea să fiți chiar voi, dragii mei. Chiar voi, această valoare, această construcție, acest loc special să fiți chiar voi, pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi. Mergeți. Pentru că regele de monede își construiește cu răbdare poziția sa. Chiar poate e mai în secret. Poate unii aveți o afacere care ține de spiritualitate, de acest canal, da? Și aici este creșterea și destinul vostru și misiunea voastră spirituală. Wow, felicitări! Dacă nu, vedeți, vine cineva, o persoană strălucitoare vine în viața voastră. Dar, când o veni, iar veți trăi și veți vedea, important e ca voi, dragii mei, să alegeți, să mergeți către destinul vostru. Măi, dar câtă călătorie, câtă implicare. Și eremitul înseamnă analiză. Analizați cum alegeți, cum vă faceți planurile, trei de bâte înseamnă și plan de viitor, de călătorie. Analizați, fiți înțelepți în această nouă călătorie. Că o luați de la zero, mami. Uf, ce frumos, chiar e frumos. Ia uite, iar apare regele de spade. Iar Tai Chi-ul, adică energia dintre voi. Da, a fost tristețe, le-a fost dor. Le-a fost dor, dar cred că vin să construiască ceva. Hai, mai dăm o carte, totuși. Mai ne dă voie? Bateria sau tarotul? Ia, o dată. De doi. De trei ori. Doi de spade. Iar alegere. Măi, deci, nu, doi, doi, da, asta e clar. Deci, încă, da? La sfârșitul acestei perioade, aveți grijă cum alegeți, ce alegeți, ca să vă manifestați destinul, să mergeți, ia uite, înspre stelele voastre, constelația voastră. Aici este. Ah, ce frumos! Știți de ce am ales cartea asta pentru faeton? Pe lângă faptul că reprezintă cal, mișcare. Da, doi cai. Cred că o să aveți pătuși pe cineva. Mulțumesc mult de mesaj. O să aveți pe cineva care vă va susține, vă va fi alături în această călătorie spirituală, în acest destin. Da, uf. Și știți cum se numește cartea? La bază, lucrarea se numește Suflete de Cristal. Crystal Soulmates. Așa se numește. Să vă spun așa titlul? Crystal Soulmates? Că vă atrageți unul pe celălalt, vedeți? Invocare. Sunteți puternici, mami, împăratul. Sunteți puternici unul și altul. Vă doresc succes, dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!